Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă Înviei Tale, Doamne, slavă Ție! Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor! Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul și Tatăl nostru din ceruri, Părintele nostru, iată-ne venind acest număr de frați și de surori, la începutul acestei adunări de tineret pe țară, în numele scumpului nostru Mântuitor, și adunați într-o dragoste a Duhului Tău cel Sfânt. Venim, Părinte, să-ți mulțumim pentru că anul acesta ai rânduit această adunare să aibă loc și să mulțumim că ne-ai ajutat pe cei care suntem în locul acesta să ajungem și ne-ai ferit de orice primejdie și putem să fim părtași la această bucurie. Îți mulțumim, Părinte, pentru sănătatea pe care ne-o dăruiești și pentru că ne-ai dăruit atâtea zile cât să mai ajungem și această zi, această adunare, că am putut ajunge și anul acesta, sărbătoarea Învierii Fiului Tău. Și îți mulțumim, Părinte, pentru că ne vedem iarăși împreună, frați și surori, adunați la oaltă, slăvind numele Tău, găsindu-ne bucuria noastră în felul acesta. Îți mulțumim pentru că ne-ai descoperit calea Ta încă de Tine. Îți mulțumim, Doamne, pentru frații și surorile care s-au ostenit ca anul acesta să avem această sărbătoare a tineretului. Îți mulțumim și pentru tema care a fost aleasă. Și Te rugăm, Doamne, Te rugăm, trimite Tu Duhul Tău cel Sfânt în acest loc, în această adunare, peste fiecare dintre noi și mai cu seamă și peste frații care vor lua cuvântul, peste surorile care vor spune poezii, peste cei care vor cânta. Te rugăm, dă-ne o inimă curată și o minte curată să putem să fim culoarea minte la orice cuvânt. Să stăm în locul acesta cu evlavie, știind că în locul acesta, după cum îi avem înaintea noastră, pe înaintașii noștri, și avem și icoanele acestea a Fiului Tău, a Maicii Tale, Doamne, Te rugăm, încredințează-ne puternic de prezența Ta în locul acesta. Te rugăm, Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi să simțim că ai venit în locul acesta. Te rugăm, Doamne, nu ne lăsa boie, sufletește. Fii Tu, Doamne, în inimile noastre, în viețile noastre. Tu știi, Doamne, fiecare dintre noi, cu ce doruri am venit aici, cu ce dorințe. Tu ne știi, Doamne, pe de-a întregul. Nu este nimic care să rămână ascuns. Tu să nu știi, Doamne. Te rugăm, vorbește-ne Tu, Doamne, și astăzi. Tu știi ce avem nevoie fiecare dintre noi, ceea ce ne este despre folos, mântuirii noastre.
Te rugăm, rămâi, Doamne, cu noi în viețile noastre, în adunarea aceasta, și apoi, Doamne, și înapoi în călătoria noastră, înapoi. Îți mulțumim încă o dată pentru această zi și pentru această adunare. Te rugăm și pentru frații și surorile care n-au mai ajuns din binecuvântate pricini. Te rugăm să le trimiți și lor o mânghiere și să-i binecuvintezi acolo unde sunt fiecare. Fii slăvit, Tată bun și drag din cer, împreună cu Fiul Tău cel Sfânt și cu Duhul Tău cel Sfânt, totdeauna, acum și pururea și vecii vecilor. Amin.